viața mea și prin tine strălucesc. Ceru-ți cântă laude, minunat e Domnul, ești Rege în univers, aleluia, și viața mea. Să fie Domnul, Regele întregului univers, pe care îl lăudăm și noi în seara aceasta. Dacă universul întreg îl laudă pe Regele, cu atât mai mult creația Lui, făptura Lui, care este atât de asemănătoare cu Creatorul, spune că suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui, dotați cu calități și cu caracteristici asemănătoare ființelor angelice, ființelor cerești, care știu, care pot să laude, care au această chemare să-L laude pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta aș dori din toată inima să facem și prin cuvinte de rugăciune ceea ce am cântat. Ești Rege în univers! Dar nu doar în univers, universul este imens, este de neconceput de ființa umană, dar spune cântarea că ești Rege și în viața mea. Doamne, primește declarația sinceră a fiecăruia dintre noi și în seara aceasta primește laude din partea noastră tuturora. Haideți să spunem același lucru și în cuvinte de rugăciune Marelui nostru Dumnezeu, Regele Universului, și El să primească laudele noastre din seara aceasta, să primească închinarea noastră, să primească chiar prezența noastră ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui Dumnezeu, și apoi, datorită îndurării Lui mari și a bunătății Lui eterne și veșnice, să pregătească și în seara aceasta un cuvânt special pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Ne rugăm Domnului.
Vă rog să le deschideți în seara aceasta la Evanghelia lui Luca. Vom citi cuvântul Domnului din capitolul 21, pasajul cuprins între versetele 25 și 33. În Biblie românești, versiunea Cornilescu, găsim acest pasaj la pagina 1118. Cei ce nu aveți Biblia dumneavoastră, vă invit cu toată dragostea să-l urmărim pe scrinul din fața noastră. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtoare, va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți smochinul și toți copacii când înfruzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape? Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. Slăviți să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Este un cuvânt care vorbește cu putere în vremea pe care noi o trăim. Frații mei, aș vrea să vă spun că dincolo de teama mare a întregii planete, pentru vremea pe care o trăim, o trăiesc și ei și o trăim și noi, dincolo de această teamă mare, aș vrea să vă spun că pentru copiii lui Dumnezeu este cel mai mare har. Prorocii, cei ce au scris cartea aceasta sfântă, din care noi învățăm cum să trăim și să ne pregătim pentru cer, au spus, ei ar fi dorit să vadă măcar una din aceste zile, să fie parte la aceste evenimente, dar n-au avut acest har. Dar nouă, Dumnezeu ne-a făcut harul acesta să fim parte a evenimentelor acestea care vor avea loc la reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui mare și sfânt. Frații mei, este o onoare extraordinară. Dacă ați putea să vă imaginați doar un pic, când așteptăm pe cineva foarte important, o personalitate importantă din țara în care noi trăim, în orașul nostru sau poate la instituțiile unde lucrăm, cu atâta atenție se concentrează toți spre acel moment. Dar când vine regele Universului să fie primit în glorie și în slavă, generația ce trăiește astăzi pe pământul acesta să fie onorată de Dumnezeu cu acest mare har, să fie părtașă la întâmpinarea Domnului Iisus Hristos, pentru că cei ce vor fi în viață, și mă gândesc în mod special generația tinerilor, cei ce vor fi în viață în perioada aceasta, într-o clipeală din ochi vor fi transformați și vor aștepta pe Domnul în văzduh. Este un miracol, este un har, este o bucurie și o binecuvântare pe care de multe ori încerc să-mi o imaginez și să o trăiesc. Să zic, Doamne, nouă, Tu să ne dai așa un har. Da, uite, așa ceva pregătește Domnul pentru noi. Și în seara aceasta cred din toată inima că Dumnezeu va binecuvânta biserica noastră cu acest măreț har să ascultăm exact ceea ce se va întâmpla în perioada aceasta a reîntoarcerii Domnului Iisus Hristos. Astăzi, seară și mâine seară, prin harul Domnului, fratele păstor Aurel Gheorghe, prezent în biserica noastră, pe care îl salutăm cu această ocazie din nou și în seara aceasta la învonul bisericii, ne va predica cuvântul Domnului referitor exact la aceste evenimente. Dumnezeu să-L binecuvinteze! Dumnezeu să binecuvinteze însă biserica Lui, să fim conștienți de marea responsabilitate, că dincolo de marele har este și marea responsabilitate ce stă pe umerii celor ce-L așteaptă pe Domnul. Nu oricum putem să-L așteptăm pe Domnul, ați auzit azi dimineață
ce trebuie să facem. Doamne, ajută-ne să fim gata, să fim vrednici, să ne facă Domnul într-o clipă vrednici de răpire, să ne înalțe în slavă, sau dacă suntem în țărâna mormântului, să ne ridice de acolo și să-L întâmpinăm pe El în văzduh, slăvit să fie numele Domnului. Tuturor fraților, surorilor prezenți la adunare în seara aceasta, din toată inima vă spunem bine ați venit în casa lui Dumnezeu, în locul în care El este prezent, slăvit să fie numele Domnului. Tuturor oaspeților din biserică, avem frați, observ și de la Biserica Baptistă Română, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, bine ați venit în seara aceasta împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Celorlalți oaspeți care sunt cu noi în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Celor ce ne urmăresc online în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și să vă facă parte de același har mântuitor de care face parte Domnul astăzi bisericii din Perth. În mod special, dați-mi voie să salut în mijlocul bisericii noastre venite din Viena, din Austria, pe sora Dalia Cuibus. Numele Cuibus spune mult, mai ales pentru cei ce au trecut prin Austria, dar și multora din România. Fratele Cuibus este un frate cunoscut în lumea creștină românească și din țară și din diaspora. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, dar astăzi să o binecuvinteze la Perth, în mod special pe Dalia. Dalia, bine ai venit la noi, te rog să te ridici, să te vadă frații de la Perth. Să te vadă frații de la Perth, este fiica fratelui Cuibus. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă rog să vă reașezați. Haideți să-L slăvim pe Domnul cu toții cântând și să-I cântăm Regelui Universului, așa cum am început deja să cântăm, cu bucuria care ne așteaptă la reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos. Doamne, fă lucrul acesta și în seara aceasta. Împreună cu grupul de laudă, slăvim pe Domnul cântând cu toții. Apoi corul bisericii va slăvi pe Domnul cu prima cântare. Spre slava Lui noi să trăim. În Duh și adevăr ne închinăm, eliberați și vindecați noi proclamăm. Nimeni nu e ca El, mare e Dumnezeu, a Lui Avram, Isaac și Israel. Puterea și slava-n veci, a Tatălui e împărăția, puterea și
a Tatălui e împărăția, puterea și slava în veci. A Tatălui e împărăția, puterea și slava în veci. Nimeni nu e ca El, mare e Dumnezeu, a lui Avram, Isaac și Israel. Nu e ca El, mare e Dumnezeu, a lui Avram.
Amin. Domnul e aici. Slăvit să fie numele Lui. Credem din toată inima lucrul acesta? Slăvit să fie El. Aș vrea să-mi permite să mai spun bun venit, deși nu sunt chiar foarte sigur dacă s-a mai spus bun venit la biserica noastră, în biserica noastră, familie Bucșa din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îl observ acolo lângă fratele Gelu, pe fratele dânsului din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că ați fost plecați o perioadă din Perth, dar am știut de venirea dumneavoastră în Australia. Dumnezeu să vă binecuvinteze și cât veți sta aici să vă facă parte de bucurie pe care o face Dumnezeu numai copiilor Lui în casa Lui. Amin. Ascultăm tinerii bisericii să-L slăbească pe Domnul cântând, apoi sora Iulia Prisăcaru recită poezie după sora Iulia Prisăcaru. Sora Debora Bădiță va slăbi pe Domnul cântând, apoi cu toții vom slăbi pe Domnul cântând și vom dărui Domnului darurile pe care le oferim Domnului de bunăvoie. Una din lucrările care le facem atunci când suntem în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să primească toată închinarea noastră. Amin.
De peste 2000 de ani răsună o voce, când mai puternic, când doar un ecou. Mireasa mea nu mai e mult și iată, curând, curând, eu voi veni din nou. Cuvintele ce ți le-am spus în noapte, acolo, în grădina Ghețimani, nu și-au pierdut puterea nicio clipă și au rămas aceleași peste ani. Ți-am spus atunci că în zilele din urmă fărdelegea se va înmulți și în inimile celor nestatornici sublima dragoste se va răci. Păcatul a ajuns al o virtute, să fii curat și sfânt, e demodat. Lumea și alege idoli ca modele, pe când pe mine în iesle m-au lăsat. Sodoma și Gomora s-ar ascunde, s-ar rușina de ce se întâmplă azi, dar tu păstrează-ți haina nepătată, veghează de pe stâncă să nu cazi. Mi-am dat viața ca să ai viață și sângele pe Golgota-am vărsat și te doresc cu o gelozie sfântă, departe de întinare și păcat. Când zorii mântuirii se arată și noaptea de păcate pe sfârșit, veghează în tăcere și așteaptă cu vasul plin și cugetul sfințit. Ajută azi pe cel ce-i nevoie, împartă-ți pâinea ta cu cel sărac și în dragoste îmbracă pe orfanul ce stă la colț de stradă dezbrăcat. Adu-ți aminte de ale mele fapte, când printre voi umblam ca pământean. Nu fi levit, nici preot fără milă, și fii și tu un bun samaritean. Da, știu că-i greu ca să trăiești în lume și să păstrezi credința ce-ai primit, dar îți voi da putere în orice vreme să biruiești cum eu am biruit. Eu știu că adesea ești batjocorită, lovită și hulită de dușman, dar ce frumoasă-i jertfa ta privită de aici de sus, din noul Canaan. Da, știu ce simți și văd a tale lacrimi, căci sunt cu tine în fiecare pas și când ți-e greu, eu îți ridic povara, din brațul meu nici când n-am să te las. Am pus un înger să stea lângă tine atunci când treci prin marea de încercare, iar lacrimile ce le vezi, știi bine, se vor preface în mărgăritare. Vor încerca furtuni să te înspăimânte, lovind mereu corăbioara ta, dar să privești în Golgota pe munte și marea de încercare va tăcea. De-ai ști cum urlă marea înspumată și cum cel rău răcnește ca un leu, dar nu te teme, peste acestea toate veghează mâna mea de Dumnezeu. Iar în curând, când peste lumea întreagă o mare încercare va veni, pe brațul meu vei fi în siguranță, de marele necaz te-o izbăvi. Puțin mai e din noaptea întunecată, mai rabdă doar puțin de dragul meu, căci iată, o răsplată minunată ți-am pregătit aici în cer, chiar eu. Aici în ceruri este sărbătoare, oștirile cerești s-au pregătit, așteaptă doar a trâmbeței strigare să te primească în raiul fericit. S-a împodobit tot cerul în splendoare și îngerii se bucură nespus cu ei și eu aștept cu nerăbdare măreața zi cea fără de apus. Pe nor de slavă voi veni spre tine și în văzduh n-om ridica nespus. Mai sus, mai sus, spre zările senine, spre veșnicia care va veni. Uitate fi vor plânset și durere, dureri și boli nici când nu vor mai fi, și fericire, pace și iubire ne-or însoți în eterne bucurii. Amin.
început încă una, dar cine știe dacă va fi încă una de bucurie. Poate va fi un an în care suferința ne va umbri și apoi va crește noi credința. Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta. Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta. A început încă un an, dar cine știe dacă vor fi mai multe zilele senine. Poate va fi încă un an al îndurării, sau pentru mulți va fi un an al încercării. Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta. Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta. Vor trece ani vieții noastre ca un sunet, lăsând în urmă un eco și se va stinge. Vom aduna gânduri de pace și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta. Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Când te vom chema, Tu ne vei asculta.
vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni miaza lui pe nori de slavă în văzut. Unii via nu poți agândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Tot universul va privi, fără de număr galaxii, vor asculta, vor asculta. Vreați celor mântuiți, iertați fi har neprihăniți de Mielul Sfânt, de Mielul Sfânt. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe rol de slavă în văzut. Cu mintea tu poți agândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu. El în cer să locuiești, mireasa lui, mireasa lui. Tot prin credință poți acum să ai o viață și un drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți agândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți agândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Să fii și tu acolo, nu lipsi. Să fii și tu acolo, nu lipsi. Amin, slăvit să fie Domnul, să ne ajute să nu lipsim niciun acolo. Amin. Înainte de a ne ruga Domnului, am observat, venind aici în față, fratele Nati Chiș s-a întors din România, am văzut și pe sora Cornelia, pe Alin Onicaș, pe Bill Onicaș, s-au întors din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, v-a protejat și v-ați întors cu bine acasă. Aș dori să ne rugăm Domnului, vor pleca în săptămâna ce ne stă înainte câțiva frați oaspeți care am avut aici. Sora Estera se va întoarce cu fetele înapoi miercuri. Fratele Andrei și sora Gabi Asuenci se vor întoarce mâine în Italia, în România, tot în România. Familia Mariș, Gheorghe și Raveca, se vor întoarce miercuri, vor pleca la Adelaide și de acolo spre România. Dumnezeu să călătorească cu ei, să fie cu ei, să îi însoțească până la locul în care urmează să continue călătoria cu Domnul pe pământul acesta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne vom ruga Domnului pentru o cauză specială pe care am anunțat-o și azi dimineață, a fost anunțată și azi dimineață, sora Raveca Sătmăreanu de la Viena, soția fratelui Leontin Sătmărean, păstor la una din bisericile din Viena, este într-o stare foarte, foarte gravă, așa cum se spune așa dimineață, ne rugăm Domnului Dumnezeu să o întărească. De asemenea, pomeniți toate cele patru cazuri speciale anunțate azi dimineață, printre ele una fiind sora Marcela Vasiu, Dumnezeu să îi vindece pe toți și să-i
le rezolve cauzele pentru care biserica stă înaintea Domnului. Dumnezeu să atingă de toți frații și surorile noastre bolnave. Fratele Traian Știube nu-i cu noi în biserică, poate ne urmărește online. Dumnezeu să se atingă de el și să-i facă bine, să-l vindece. Avem un Dumnezeu care face minuni, poate să-l vindece. Dar dacă Dumnezeu nu alege pentru unii dintre noi să ne vindece, să ne ducă pe toți în cer. Amin. Ne rugăm pentru sora Adriana Olar, ne rugăm pentru fratele John Bode, pentru Mia, pentru toți frații și surorile în vârstă din biserică. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și să-i țină în harul lui. Dumnezeu să-i vindece și să-i mântuiască. Pentru fratele Floria, ne rugăm Domnul în bătrânețile dumnealui să-l țină Domnul tare în credință. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și apoi, nu în ultimul rând, ne vom ruga Domnului pentru cuvântul sfânt din seara aceasta. Dumnezeu să pregătească cuvântul pentru inimile noastre și pe fratele Aurel să-l întărească, să rostească cuvântul lui cu îndrăzneală, cu putere și cu ungere de sus. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin, vă rog să vă reașezați înainte de a invita din nou grupul să cânte spre slava lui Dumnezeu și apoi corul. Vă rog ca în numele întregii biserici să-mi permite să transmite fratelui Andrei Dan și sigur soției lui Luisa condoleanțe din partea întregii biserici pentru durerea prin care treceți acum la plecarea în veșnicie a bunicului fratelui Andrei, fratele Dan Milu. Dumnezeu să mângâie familia aceasta și să-i binecuvinteze. Cântăm împreună cu grupul de laudă, vă rog să cântăm această cântare. Sunt sigur că vă place la toți și mie. Și apoi corul, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului. Amin. Yeah.
Te-am adunat, Iisuse, te chemăm. Dorim a ta prezență să fie în permanență între noi. Să fii cu noi pe cale, chiar și în încercare să ne ții. Curați pe calea ta, la revenirea ta, la tine vom pleca. Ai promis că ai să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci în veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Ai promis că ai să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci în veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Coboară-ți cu putere și atinge-te de Cel ce este slab. Mai fă o sărbătoare și vindecă pe Cel ce e bolnav. Biserica să fie mereu umplută de puterea ta. Hai să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Ai promis că hai să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Când va suna trompeta și pe nori va apărea nostru Domn, cei morți vor învia și spre cerul vom zbura în paradis. Transformați de Domnul și la cerul ridicați vom fi și noi. Ce bucurii vor fi când El va reveni și la cer ne va rugi. Ai promis că să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci în veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Ai promis că să revin, te așteptăm al nostru Domn. Să ne duci în veșnicii, unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Thank you.